Așa cum vă promiteam în corespondența telefonică de duminica trecută, astăzi vă vom prezenta un eveniment important pentru credincioșii din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, anume ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În cadrul acestei sărbători, din inițiativa Preasfințitului Episcop Vicar Ioachim Băcăuanu, au fost aduse spre închinarea și bucuria pelerinilor moaștele Sfântului Teodosie de la Braz, ierarh al acestei episcopii, martirizat în secolul al XVII-lea. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de 13 arhierei. Cum era de așteptat, la eveniment au participat un număr impresionant de credincioși de pe întreg cuprinsul eparhiei, cărora li s-au alăturat în alte oficialități ale statului, inclusiv președintele României, domnul Traian Băsescu. În ansamblul patrimoniului istoric și cultural-artistic românesc, Episcopia Romanului ocupă un loc aparte, impunându-se printr-o existență pe cât de îndelungată, pe atât de bogată în evenimente. Atribuirea rangului de arhiepiscopie are la bază vechimea și rolul jucat de această eparhie în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Este o mare onoare care se acordă Episcopiei Romanului, dar în același timp și o responsabilitate pentru viitor. Altfel spus, o recunoaștere a întregii activități pastoral-misionare, desfășurată neîntrerupt de cei peste 75 de erari care s-au succedat în scaunul vrădicesc al Romanului de-a lungul celor 600 de ani de existență, unii dintre erarhi având contribuții importante în promovarea culturii și vieții bisericești moldave.